Leguma preferată a matematicienilor, deoarece permite explicarea fenomenului fractalilor, numită și varză cu studii superioare de către Mark Twain. Conopida sau varza de Cipru, de unde și proveniența, a fost cultivată încă din antichitate, având numeroase beneficii. Scade inflamația, întărește oasele, reglează tensiunea arterială, susține sănătatea creierului, scade riscul de cancer și multe altele pe care ți le voi prezenta în acest video. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist, pasionat de prevenție și te ajut să înțelegi cât de importantă este alimentația diversificată. Nimic nu este bun sau rău în sine, ci contează cantitatea, calitatea, frecvența și contextul. De aceea îți voi prezenta nu doar beneficiile, dar și dezavantajele consumului exagerat ale unui anumit tip de aliment. Acum, hai să ne întoarcem la conopidă. Dar să nu uit! Ce sunt fractalii? Figuri geometrice fragmentate ce pot fi divizate în părți mai mici, care sunt cel puțin aproximativ copii miniaturale ale întregului. Conopida face parte din familia cruciferelor, datorită formei florilor cu câte 4 petale, alături de varză și brocoli. Conopida poate fi consumată atât gătită cât și crudă, unii bucătari transformând-o în făină pentru a prepara blatul de pizza. Conopida scade inflamația și întărește imunitatea. Este bogată în antioxidanți, calciu, fosfor, vitamina K, acid folic, vitamina B6 și vitamina C. Însă, pentru păstrarea vitaminei C, nu ar trebui să fie preparată termic prea mult. Diindolmetanul, un compus prezent în crucifere, are rol antibacterian, antiviral și imunomodulator, adică reglează imunitatea. Acesta este benefic și în tratamentul infecțiilor respiratorii recurente, cauzate, spre exemplu, de virusul papiloma uman, HPV. Da, HPV nu poate cauza doar infecții genitale, ci și ale mucoaselor superioare, limbă, amigdale, laringe și nas, mai ales dacă acestea din urmă s-au întâlnit cu cele din tâi. Este considerat o legumă detoxifiantă și anticancerigenă, mai ales în cancerul de colon, prostată, sân sau plămâni, mulțumită fitonutrienților și a enzimilor din compoziție. Sulforafanul este compusul din conopidă care poate bloca dezvoltarea tumorilor. Dacă vrei să ai ficatul sănătos, e bine să consumi și conopidă sau alte alimente bogate în colină, precum oul sau ficatul. Ficat, ficat! Colina este o substanță necesară eliminării colesterolului din ficat, de asemenea, conopida ajută la scăderea nivelului de colesterol și datorită conținutului de fibre, contribuind astfel și la sănătatea aparatului cardiovascular și reglării tensiunii arteriale. Varza cu studii superioare este benefică și pentru buna funcționare a sistemului nervos, deoarece colina este precursor de acetilcolină, un neurotransmițător ce ajută comunicării între neuroni, dar care acționează și la nivelul plăcii neuromusculare, locul unde nervul se conectează cu mușchiul. Deci, dacă vrei să-ți îmbunătățești atenția, memoria, precizia și forța fizică, adaugă conopidă în alimentație. Astfel, conopida este benefică atât copiilor, deoarece susține dezvoltarea armonioasă a creierului, dar și vârstnicilor în prevenția bolilor neurodegenerative. O porție de conopidă înainte de culcare poate calma anumite ticuri nervoase precum bruxismul, adică scârșnitul dinților în timpul somnului. Este benefică și sistemului osteoarticular datorită vitaminei K2, ce susține depunerea calciului în oase, dar și vitaminei C, care contribuie la producția de colagen, rețeaua de proteine din care sunt formate oasele și articulațiile. Dacă ești fumător sau ai afecțiuni pulmonare, ar trebui să consumi periodic conopidă pentru a preveni complicațiile, dar bineînțeles că ar fi mult mai bine să te lași și de fumat. Este o legumă ideală pentru cei care vor să slăbească, având puține calorii și oferind sațietate. Este preferată a vegetarienilor și a persoanelor care au intoleranță la gluten, fiind versatilă și adaptabilă în multe rețete. Am pus mai jos în descriere câteva link-uri de rețete gustoase care să te inspire, pentru că mai nou sunt pasionat și de bucătărie. Dacă îți plac și consideri utile aceste materiale realizate și cu sprijinul lui Cosmin, videograful talentat de la Coolgraphy, arată-ți recunoștința printr-un like și transmite lumina cunoașterii mai departe printr-un share. Și îți mulțumesc pentru că susții astfel acest proiect educațional. Consumată în exces sau preponderent crudă, conopida poate produce balonare, flatulență, crampe sau alte senzații neplăcute ale sistemului digestiv. Dacă iei medicamente anticoagulante, ar trebui să fii mai precaut, dar nu evita total alimentele bogate în vitamina K, precum varza, conopida sau brocoli, pentru că beneficiile sunt mult mai importante. Mai potrivit ar fi să ai un consum moderat constant, fără mari variații de la o săptămână la alta.
În cazul afecțiunilor tiroidiene, recomand de asemenea reducerea consumului. Se zvonește că și zâmbetul misterios al Mona Lisei ar fi fost cauzat de hipotiroidism, o condiție răspândită în acele vremuri, poate și din cauza consumului abundent de legume crucifere. În orice caz, nimic nu poate fi prea rău dacă e consumat cu moderație și cumpătare. Acest lucru este valabil și în cazul altor alimente despre care unii ne spun că ar trebui evitate în totalitate. Însă se pierd din vedere beneficiile pe care acestea ni le aduc. În principiu, dacă mâncăm câte puțin din toate, diversificat, e mult mai bine decât să evităm total anumite grupe, caz în care pot apărea foarte multe carențe. Sunt Cezar, un cardiolog nonconformist și te ajut să-ți iei sănătatea în propriile mâini. Îți mulțumesc pentru atenție și ne revedem în următorul video!